O femeie în vârstă de 37 de ani și-a pierdut viața ieri în urma unui tragic accident de muncă petrecut în comuna Brazi. Aceasta a fost lovită în cap de manivela cu care ridica bariera la trecerea de nivel cu calea ferată de la Brazi de jos. Medicii au luptat 10 de minute ca să-i salveze viața, însă fără succes. Pacientă cu un accident de muncă, un traumatism craniocerebral și cervical grav. Am găsit-o în stare agonică la scurt timp după sosirea noastră, intrat în stocările respirator. S-au făcut toate manevrele necesare. Din păcate nu s-a putut resuscita. Practic a fost 10 de minute de resuscitare. Aproape 20 de minute. Lucra de mult aici, nu? Da, localnicii spun că tocmai ce discutaseră cu femeia și aceasta parcă a simțit că ceva rău i se va întâmpla. A lăsat bariera și a lăsat-o până la jumătate și de la jumătate s-a dat peste cap și a scăpat manivela aia de mână și i-a venit. Și am venit azi la ea, m-am dus mâncare și îmi spunea că are o inimă tristă, a visat urât rău azi noapte. Uitați de mură, Cristina, că și eu visez că zic mai am moșul și nu m-a luat. Visii de noapte. Ferească Dumnezeu, are copilaști, bărbatul ești la pușcărie. Cine o mormântează? Poliția și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.